Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și puternici sunteți. Astăzi fac o citire generală pentru a vedea care este energia unei zile sub o vibrație 13. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați cu adevărat și ce nu lăsați deoparte. De asemenea, vă rog să vă folosiți și discernământul în tot ceea ce auziți și în modalitatea prin care aplicați ceva anume din ce se petrece aici în viețile voastre. Pentru cei care nu rezonează cu mine, este o ofertă largă de emisiuni în piață, de unde puteți alege mesajele potrivite care să vă încânte poate auzul în acest moment. Am făcut ieri citirea despre care încă nu știu ce feedback va avea, o postez în această seară și voiam să continui un mesaj legat de acea citire și anume cuvântul cripton. Am spus că înseamnă ascuns, dar înseamnă și a cripta, a codifica ce? Ton, sunet. Deci criptonul în esență, practic planeta de pe care a venit Superman sau lumea noastră de dinainte, din vremurile în care noi eram super oameni, este acum ascunsă de noi la nivel de frecvență, pentru că sunetul este frecvență și putem să ne aliniem cu muncă multă în spate, cu suflet curat, cu iubire de aproape, cu iubire universală, de toate aceste lucruri în curând. Din ce în ce mai mulți oameni veți auzi vorbind despre aceste lucruri și tot în curând vom avea așa în fața ochilor niște lucruri care în primă fază pot părea uluitoare. Unele sunt transmise pentru a ne induce în eroare, iar altele sunt transmise pentru că sunt reale. Va ține fix de discernământul nostru cum abordăm o situație anume. Vorbeam despre levitație ieri și da, levitația se întâmplă prin partea electrică, iar pe pământ în acest moment există oameni care își lucrează chakra celui de-al treilea ochi și care își restaurează prin foarte multă muncă, încet, 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 și partea aceasta pierdută. Este o emisiune de divertisment, părerea mea, luați de aici mesajele fix așa, nu trebuie să le luați ad literam, ci puteți să verificați voi prin voi înșivă. Să vedem ce ne aduce astăzi energia pe o vibrație 13, care este o vibrație puternică. 13 înseamnă, pe de-o parte, nu te poți împotrivi, iar pe de altă parte înseamnă că este necesară o schimbare și o transformare foarte puternică. Este moartea din tarot și este semnificativ în acest moment tranzitul lui Pluto prin Vărsător. Pluto, care am spus clar că schimbă paradigma, Vărsătorul, care este internetul, rețelele mari de oameni, umanitatea, masele mari de oameni. Și uite că mai fac și astăzi o intervenție, tot de natură umoristică, tot sub o formă de divertisment. Și vă voi spune, pentru că am lucrat în domeniul IT foarte mulți ani, 16-17, cam așa, aveam acolo niște noțiuni, vi le spun așa, vi le traduc cât de cât pe înțelesul tuturor, ca să puteți pricepe cum se conectează toate lucrurile acestea la viețile noastre și la rutina noastră. Avem conceptul de internet, care înseamnă practic o conexiune internațională prin care putem accesa toți internetul, da? Este ca o rețea internațională unde ne putem toți conecta. Avem apoi conceptul de Ethernet sau Ethernet. Ethernetul acesta este practic tot un fel de conexiune ca și internetul, doar că se leagă prin cablu, cablu de energie, cablu de date, cablu Ethernet, exact așa se numește, cum era pe vremuri cablul acela pe care îl băgam noi în calculator. Acela era un cablu Ethernet și ne
logam toți practic la un provider, la un calculator, la o sursă, să-i spunem așa ca să mă înțelegeți, de unde primeam acces și noi către calculatorul nostru local. Ce mai avem? Avem extranet, care este o rețea privată controlată, sub acces, chiar securizată, unde te poți loga, unde accesul este acordat unor companii, unor oameni în funcție de zona lor de interes. Ce fel de exemplu să vă dau aici? Păi uite, o luăm așa, este efectiv un scenariu, dacă să înțelegeți dumneavoastră. Vorbim despre un minister, să spunem al sănătății sau al, nu știu, un minister care permite mai multor spitale din mai multe orașe să se logheze la rețeaua lor internă de unde să culeagă informațiile. Evident că acel minister, să spunem că are și o pagină publică unde noi, oamenii care nu avem accesul în rețeaua lor, putem primi informații, dar controlate de ei, adică vedem ceea ce ei ne postează, nu avem noi acces în spate la sistem. Mai există intranetul. Intranetul este o rețea internă dintr-o singură companie. Și mai există undernet, care este tot așa un chat privat prin care se comunică. De ce v-am spus asta? Nu ca să vă plictisesc, ci ca să puteți deschide ochii. Așa, foarte amuzant. Net înseamnă plasă. Și acum avem plasa eterică, să-i spunem, care este plasa creației originale, cum lucrurile ar trebui să funcționeze, adică gridul planetar, de la originea noastră încoace, de la creația originală încoace. Avem internetul, care este o plasă internațională la care toți ne conectăm. Și aici vorbim în termeni de energie, da? Avem extranetul, care este o rețea controlată, da? Extrateritorial, extraterestru. Este o rețea unde doar anumiți oameni au acces, ca să spunem așa. Și avem intranetul, care este țara, orașul, comunitatea, naționalitatea, etc. Și aici, pentru că vorbim la nivel de energie, vedem cum suntem plasă în plasă în plasă în plasă și cum trecem de aceste plase prin protocoale. Proto înseamnă cel dintâi, înseamnă primordial, iar col vine de la a coloniza sau de la colul uterin, unde are loc, da, nașterea, unde începe viața. Deci este un canal, acest protocol de transmisie de energie sau de date, pentru că vorbim despre internet și informație. Bun. De ce v-am spus toate aceste lucruri? Pentru că este important să ne dăm seama în tot ceea ce facem de niște lucruri mici și mărunte care ne pot afecta. Dacă eu sunt aici în țara aceasta, sunt într-un intranet, da, într-un egregor al țării din care fac parte, al naționalității, al tiparului acestui loc. Există și energie telurică, energia pământului, energia locului. Dacă interacționez cu cineva din altă țară, mă duc peste un alt intranet, acolo este altă energie. Pe lângă faptul că s-ar putea ca a noastră comunicare să aibă interferențe prin simplu motiv că noi doi în acest moment ne regăsim în două tipuri de energii diferite, eu în egregorul meu și persoana respectivă în alt egregor, mai vorbim și despre egregorul din care noi am făcut parte încă de la naștere încoace. Și toate aceste date, toate aceste coduri, pe noi ne-au dus în zilele noastre, pe voi aici, uitându-vă la emisiunea mea, punându-vă întrebări sau căutând răspunsuri. Răspunsuri pe care nu le veți găsi nicăieri niciunde, nimeni niciodată nu va veni să ne salveze și aici nu vorbesc despre un prieten drag care poate veni să ne ajute într-o chestiune minoră. Vorbim de chestiuni profunde sufletești, ci doar voi înșivă, pentru că în esență sunteți un super om, tot amuzant așa spunând, care da, cu foarte multă muncă își poate restaura codurile energetice primordiale. Da.
Este mult de muncă să facem aceste lucruri. Ah, și vă dau un teaser, o mică informație pe care o dezbat în altă citire ca să nu o fac prea lungă pe aceasta. Mai este cineva care a studiat tarotul și anume Aleister Crowley, pe care omenirea îl știe ca pe cel mai mare magician practicant de magie neagră sau ceva de genul al timpurilor noastre. Crowley, care evident că era și el într-un ordin, el a creat și religia Telema, în fine, a făcut multe chestii, multe ritualuri și așa mai departe. Nu ne băgăm în viața lui, dar Crowley a lucrat cu cei de la proiectul Mantoc, care proiect Mantoc ulterior s-a transformat în MK Ultra. Voi reveni în citirea respectivă și după ce el a făcut acolo niște experimente, a făcut setul de tarot Thoth. Practic, tarotul este despre conștiința omului și modalitatea prin care omul se poate ridica în conștiință, se poate trezi în conștiință, poate deveni superom. După cum am spus și ieri, nu sunt un învățător, dar sunt un om căruia îi pasă de oameni și dacă tot petrecem aici timp împreună, măcar să fie de calitate și să și extrageți o informație care s-ar putea să vină vremea în care să vă fie foarte folositoare. Ca un postscriptum am spus ieri, parcă în citirea practic de ieri, să avem grijă la apă, e nevoie de un dop, da, am o lucrare la circuitul apei în casă, ca să fie treabă, domnule. Ia să vedem, Venus și nodul sud. Venus este guvernatoarea balanței și a taurului. Nodul sud este în acest moment în balanță. Ceva legat de relații. Vedeți că este o chestiune în aceasta de relații, pentru că putem să ne îmbunătățim relațiile. În esență, noi suntem unul, dar nu așa cum ni se spune pe internet. Suntem aceeași energie, aceeași conștiință care a ales să se experimenteze pe sine prin perspective unice pentru a se înțelege pe sine. Am spus că noi suntem aceiași cu ai noștri copii și cum de la generație la generație facem transfer și de ADN și de conștiință. Nu știu câți dintre voi au văzut, era un film serial Cei 100 sau The 100, în care, în fine, se întâmplaseră niște cataclisme, niște nenorociri pe pământ. Actorii principali trăiau în spațiu, în sfârșit s-au întors ei pe pământ. În tot cazul, nu despre asta era vorba, ci la un moment dat, ca să scape de calamitatea din planul fizic, nu știu ce nuclear se întâmpla pe la ei pe acolo, au ajuns cu nava lor spațială pe o planetă, pe o planetă unde au descoperit alți oameni, dar care erau conduși de niște oameni cărora li se spunea prim, X prim, Z prim. Doar că oamenii ăștia care au ajuns acolo, copiii ăștia pământenii, au început să cerceteze, ei nu înțelegeau de unde, cum și în ce fel erau ăia primi, pentru că aveau foarte multe informații și în comparație cu locuitorii planetei, păreau așa un fel de Matusalem al vremurilor lor. Ca să descopere până la urmă urmei un laborator în care acea familie primă, practic printr-un chip anume, își tot transfera conștiința dintr-un corp în altul. Ca să vezi surpriză, eu am văzut filmul ăsta acum undeva 7 ani, ceva de genul acesta. L-am mai văzut și pe băiatul ăla inteligent de la Tesla, care a făcut un prim implant în creierul unui om, se va ajunge la genul acesta de abordare de transfer de conștiință. Deci totul se duce către artificial, pentru că lipsa electricului primordial din natura noastră a ajuns la IA, la această zonă a inteligenței artificiale. E vital pentru noi în aceste vremuri, dacă vrem să fim fericiți, să înțelegem niște lucruri. Bineînțeles, dacă dorim, dacă nu dorim, închideți clipul aici și nu oblig pe nimeni să stea aici, nu
am niciun fel de altă intenție sau să inspir frică sau ceva, nu, din contră, încerc să transmit niște informații care, într-un timp scurt sau poate mai lung, s-ar putea să vă fie de real folos. Evident, într-o notă foarte amuzant, așa este stil părerea mea aici pe o platformă de divertisment. Soarele. Soarele, în timp ce vorbim, face o cuadratură, adică un aspect tensionat, ceva ce se cere rezolvat cu Uranus, cu sclipirea de geniu. Uranus este guvernatorul vărsătorului, unde soarele este în tranzit acum și se regăsește în Taur. Taur care vorbește despre planul terestru, despre materie primă, despre resurse câștigate prin munca proprie, despre proprietăți, iubire, stimă de sine și așa mai departe. Soarele în vărsător cu Uranus în Taur pot aduce niște sentimente de disconfort în aceste zile, care au legătură cu stima de sine, cu incapacitatea noastră de a face mai mult sau cu unele neajunsuri. Ne pot surprinde niște lucruri care au legătură, evident, cu tot ce înseamnă arhetipul taurului, însă vestea bună este că aici este și Jupiter în taur, care ne ajută totuși fie să nu pierdem tot, fie să ne restaurăm sau să avem parte de câștiguri. Pe o parte pierdem, pe o parte câștigăm, însă tot răul spre bine. La nivel de suflet, Uranus și Soarele într-o cuadratură în aceste două semne vorbesc despre capacitatea omului de a ieși din zona de confort și din paradigma planului fizic, din paradigma actuală, din tot programul terestru actual. Și avem aici semne fixe, uite, Taurul și Vărsătorul, Leul și Scorpionul. Vorbim totuși de o energie stabilă, dar vorbim și de încăpățânare, pe de o parte. Pentru a putea rezolva niște provocări astăzi, este important să ne menținem starea de spirit stabilă, să nu fluctuăm emoțional, însă în egală măsură să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă pentru a putea să navigăm prin orice ar putea apărea. Matusalem, uite, dacă ne uităm la anagramă sau la cuvânt, avem magneticul, sarea, sal și M, emisie, eterul există. Ia uite, liniile de putere, de energie 3-6, vorbeam despre criptonieri și vorbeam aici despre linii de energie, dar ne putem uita la ele și ca la eternet. Energie, noi suntem energie, suntem lumină, am vorbit și despre ordinul Jedi. Suntem lumină, lumină pură, care în acest spațiu și în acest timp s-a manifestat în corpul fizic pentru a se experimenta pe sine. Evident că una dintre plasele acestea a interferat cu tonul, da, din planul eteric, a existat disonanța în sunet și nu ne mai vedem așa cum suntem noi, Superman, că și de Superman a râs un domn. Cine înțelege, înțelege, cine nu, râdeți în continuare, emisiunea este de divertisment, doar am spus. 36, numerele lui Tesla, 369, 9 care este divinitatea, care se uită în jos către sine și vede omul, da? 6 și 9 sunt unul și același număr. Se întâmplă acum o schimbare, se schimbă ceva, deci astăzi poate apărea o schimbare care să vă agite puțin sau să apară niște lucruri de ultim moment care să vă streseze, însă în egală măsură să știți că sunt menite pentru a vă aduce pe termen lung stabilitate. Sunt acele elemente ușor disturbatoare care sapă din nou fundația, s-ar putea să nu vă placă, însă în esență toarnă o fundație mai stabilă. Ia uite, o fortăreață toarnă, nu o fundație, un castel. Pentru că suntem împăratul, împăratul este Superman și avem casa întâi sau unu, magicianul învărsător. Avem putere, vedeți, și încăpățânare, pentru că mai aici despre ceva ce
Poate exista deja în viața voastră o situație cu care v-ați tot confruntat, care se poate încheia astăzi, indiferent despre ce vorbim aici, despre o comunicare cu cineva, despre niște drumuri pe care le aveți de făcut, despre niște gânduri și idei pe care le aveți în acest moment în minte și în conștiință, este în acest moment important, conform energiei, conform cărților, să acționați prudent. Și aici avem labirintul numărul 2 și din nou vărsătorul. Și exact cum spuneam, să contemplați, să acționați prudent, pentru că s-ar putea unii dintre voi să aveți niște situații destul de complicate, dar care în natură sunt probe spirituale, sunt teste spirituale care pe voi vă ajută să vă eliberați de structura veche energetică pe care voi, noi, eu o avem. Trecem toți prin această epurare energetică, trecem toți prin această schimbare energetică la nivel planetar. Și aici avem numărul 22. Ajungeți într-o poziție mai stabilă, ajungeți într-un loc mai bun. 22 este număr maestru care însumat ne dă 4. 4 este numărul legii, al ordinii și al disciplinei. Numai că 4, pentru a putea construi, are și ceva de distrus. Și cred că am mai dat exemplul. Pentru a putea construi o cabană, trebuie să tăiem lemnul din pădure pentru a folosi lemnul, dacă vrem cabana de lemn. Cam aceasta este comparația. Dacă vreau flori în casă, trebuie să le rup din grădină și florile sunt și ele conștiință vie. Deci este o mică durere aici, însă odată făcută chestia asta, vă simțiți ulterior învingători. Pentru că 4 este numărul împăratului și 12 este un cod corecție. Vedeți? Vă mutați din labirint în castel. Știți ce aveți de făcut. Și aici este meșterul, cum să îi spunem, și avem numărul 6 în balanță, armonie în relație. Vorbim despre posibilitatea de a repara ceva, fie ceva fizic, fie în casa voastră, fie o relație cu cineva, unde să fiți prudenți, pentru că tocmai am spus, și unde indicat este să faceți niște ajustări și să fiți flexibili. Alții dintre voi poate dați un examen și posibilitatea să fie un rezultat favorabil aici este considerabilă. Îndreptăm lucrurile. Cineva poate dori să îndrepte lucrurile, o situație care, uite, a fost de natura acestui labirint foarte confuză, părea fără cale de scăpare, se poate îndrepta în această perioadă, mai ales că este ceva de natură karmică, pentru că ne-a apărut nodul sud și guvernatoarea balanței Venus și numărul 6, casa 6, fie cu ai voștri colegi de serviciu, fie la nivel de sănătate, aveți parte de o vindecare, vă vindecați, găsiți un diagnostic, înțelegeți niște lucruri care vă ajută, treceți peste un hop, fie găsiți pe cineva care să vă ajute, să vă îndrume, vă duceți la un curs, sau este vorba aici despre armonie, despre voi, omul care vă recăpătați cumva puterea, forța, buna dispoziție, motivația de a face lucruri, de a trăi. Mi-am mulțit un picior, că m-ați vedea cum stau pe scaun, stau cu picioarele sub mine, așa stau de mică și mereu o pățesc. M-a întrebat cineva de ce nu mi-arăt fața, este irelevant, sincer, în primul și în primul rând, pentru că nu am timp să stau să mă aranjez, credeți-mă, nu. În al doilea rând, nu-mi place atenția, deși am ascendentul în leu, nu-mi place atenția, numărul meu de destin este 7 și în human design am profilul 5-2, sunt eremitul eretic, retras, mie îmi place să-mi văd de viața mea, de treaba mea și nici nu-mi place să mă aranjez. Ia uite ce a ieșit la zona de relații. De plăcut îmi place, dar nu am timp. Fac altceva mai interesant cu timpul ăla. Cine vrea să mă cunoască, mă cunoaște, mă găsește.
în zona planului material eremitul și în zona emoțională 8 de spade, pentru că tot am vorbit ieri. Și uite, aici este albastru, vedeți? Un albastru verzui. Și ieri era roz. Ce interesant! Bun, în zona relațiilor, dacă sunteți persoane singure, uite, un plan, un eveniment, un drum, o decizie, vă poate aduce pe cineva nou în viața voastră care să fie stabil și alături de care să vă simțiți puternic, să vă simțiți apreciat. Cineva care vă face complimente, cineva care vă vede, vă stimează și vă respectă. Vă puteți repara această stare de confuzie pe care o aveți acum, puteți ieși din zona de singurătate, puteți ieși dintr-o perioadă lungă în care v-ați frământat singuri în propria voastră casă, în propriul vostru castel. Dacă sunteți în cupluri, în relații deja, aici posibil să aveți alături de soțul vostru niște discuții legate despre o călătorie pe care doriți să o faceți, despre o mașină pe care poate doriți să o înlocuiți sau vi se strică mașina, vi s-a stricat mașina, vreți să o reparați, aveți niște discuții despre aceste lucruri sau sunt niște reparații prin casă, nu doar pentru voi, pentru toată lumea pot fi acestea care vizează niște circuite, faceți niște reparații, construiți o casă, faceți niște planuri și veți fi foarte ocupați voi în această sferă a cuplului, a familiei. Pe de altă parte aici, pare că ați avut o discuție și în acest moment, în aceste zile ce urmează, puteți ieși din această confuzie, din a nu vorbi cu cineva, din a fi supărați, din a exista această tensiune locală la voi în casă. Se îndepărtează de voi vibrația asta joasă și vă veți simți mai bine. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există aici o posibilitate. Persoana la care vă gândiți voi are niște gânduri în ceea ce vă privește, însă nu a luat o hotărâre, să știți. De la relația voastră a ajuns în labirint, în a nu ști ce își dorește și acum în acest sentiment de a dori să reparăm ceva, însă nu se grăbește neapărat să revină, ci i-ar plăcea tare mult să nu mai aveți certuri, discuții, să nu vă mai datorați nimic, poate chiar să vă și împăcați unii dintre voi. Avem pajul de bâte. Aici sunt niște planuri care se vor concretiza. Va veni o idee celor care sunteți singuri sau cineva se simte atras de voi, cineva v-a văzut. Poate apărea cineva care vă scrie, vă caută, vă întreabă din senin ceva. Există aici o persoană, da, care poate apărea brusc în viața voastră, o persoană pasională, o persoană cuceritoare pe care o puteți cunoaște, cu care lucrurile pot evolua subit. Ideea aici de bază este să fiți atenți la lucrurile pe care le faceți, să nu ajungeți într-o nebuloasă din care să nu știți cum să ieșiți. Este mai bine să vorbiți clar, cinstit, corect de la început, care vă sunt așteptările și să și întrebați această persoană care sunt așteptările sale. Să nu vă implicați emoțional din prima, asta vi se spune, pentru că puteți cunoaște pe cineva și acum este sezonul în care să fiți raționali, să nu vă atașați așa deodată de cineva, pentru a putea atinge această stare de armonie, pe semne că aveți un tipar mai emoțional, mai iubăreț, așa, posibil. Pentru cei care sunteți în cupluri, într-o familie, deja aici este vorba despre un copil, un băiat mi-a venit să zic, nu știu de ce, nu este evident rezumat doar la a fi băiat, un copil poate fi chiar și o fată care are niște intenții, niște planuri sau discuțiile voastre din casă sunt în strânsă legătură cu un copil sau cu ai voștri copii care fac ceva, vor să facă ceva, implică aceste discuții un copil. Pe de altă parte, este vorba despre o hotărâre. Aveți niște gânduri legate de viitor, aveți niște planuri pe care vreți să le puneți în aplicare, tot discutați și în aceste zile puteți avea parte de această surpriză, puteți fi surprinși,
să înțelegeți că și voi și partenerii voștri rezonați, aveți cam aceleași gânduri. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, este un zvâc, un gând, o idee a cuiva de care v-ați despărțit voi să revină. Însă, după cum vă spuneam, nu se grăbește. Avem aici regele de monede. Cei care sunteți singuri de la o joacă puteți ajunge la o relație stabilă, foarte stabilă. Deci, cărțile îi spun, atenție, nu vă aruncați cu capul înainte, aveți grijă să vă păstrați integritatea, demnitatea, să vă respectați pe voi și să nu vă aruncați din prima într-o avalanșă emoțională, să nu vă îndrăgostiți pe loc, pentru că acolo este vorba despre atașament, nu despre dragoste. Pentru cei care sunteți în relații deja, uite aici, partenerul vostru, partenera voastră, chiar și partenera voastră, pare să fie de acord cu voi în aceste zile în legătură cu ceva. Fie aveți nevoie de bani pentru copil într-o anume direcție, fie să cumpărați o casă, o mașină sau să faceți niște reparații, să faceți niște achiziții pentru casă și lucrurile parcă se întâmplă, da? Sunt niște achiziții aici, niște gânduri să investiți în ceva anume și căutați împreună niște răspunsuri, dar până la urma urmei veți bate palma. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie ideea aceasta de a părăsi domiciliul, de a vă muta în altă parte, de a nu mai fi în relație cu cineva, pentru că lucrurile sunt confuze între voi, deși ați tot încercat să reparați, pare că totuși nu merge. Iar pentru cei care sunteți în relațiile de separare, regele de monede spune că omul acesta s-ar putea să fie la viața lui. Deci, vi se spune, dacă sunteți cumva în vreun triu amoros, că este mai mult gând și vorbă decât faptă și să nu picați într-o iluzie, să fiți foarte realiști. Nebunul. Pentru cei care sunteți singuri, o confirmare că puteți întâlni pe cineva care, uite, poate ajunge să fie partenerul vostru de viață stabil. Pentru cei care sunteți în cupluri, ce chestiune aveți voi aici în aceste zile de întreprins de făcut? Ce vă supără sau ce vă bucură poate lua contur foarte rapid. Aveți o șansă sau dacă vă apasă pe voi ceva, ați tot discutat, ați tot vrut să faceți niște lucruri, se mai ivește o ocazie să discutați sau să faceți acele lucruri. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, s-ar putea ca cineva din trecutul vostru să revină în viața voastră, să dorească să o luați de la început, dar aici nu este totul pe curat. Pare că persoana aceasta are pe altcineva sau poate fi un fost soț, o fostă soție care, da, ar vrea da, să vină înapoi către voi, însă nu se grăbește, da, e în ritmul propriu. Mai poate fi aici nu doar soțul sau soția, fosta soție, fostul soț, ci o persoană cu care ați avut voi o relație de lungă durată. Între voi și această persoană a fost dramă, a fost traumă, pe care dacă acum le închideți, le alchimizați, sigur că puteți relua conexiunea. În zona planului material avem eremitul care vorbește despre un profesor, un medic, despre a fi foarte analitic, a vă gândi foarte serios și foarte mult, până la ultimul detaliu, la resursele voastre financiare în aceste zile. Poate fi un notar, un contabil aici, pajul de bâte. Pentru că aveți o idee, ați vrea să faceți niște schimbări, dar încă nu vă este clar ce anume, vi se arată calea, veți găsi inspirație să acționați. Vedeți exact cum am spus, energia vă spune în acest moment să vă gândiți, să cugetați și să acționați foarte, foarte prudent. Orice ați dori să faceți în această zonă a planului material, cugetați bine, bine de tot înainte de a acționa. Pentru alții dintre voi, dacă așteptați vreo veste de la cineva care are o funcție, un profesor, un medic, cineva cu haină de stat, poate fi un notar, un contabil, un avocat, vă surprinde o veste sau poate în primă fază nu vă place, dar în esență, dacă vă gândiți limpede, veți vedea că veți găsi o cale să soluționați acel impediment sau acea provocare. Și pe termen lung veți fi liniștiți. Zona
10 de cupe și pe termen lung veți fi liniștiți. Aici vorbim despre a obține totuși ceea ce îmi doresc, fără să mă grăbesc, să am încredere că lucrurile se pot rezolva pentru mine. Alții dintre voi puteți primi o veste foarte bună, primiți niște complimente, primiți recunoaștere la locul vostru de muncă și vă încântă foarte tare acest lucru. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o reușită a copilului vostru, vrea să facă ceva, are nevoie de voi și uite, e un premiu, e un concurs pe care îl câștigă. Poate fi competiție sportivă, poate fi un concurs de muzică, de arte plastice, orice poate fi. Aceasta este o carte a peștilor, concurs de fotografie sau pur și simplu un examen. Este ceva aici cu un examen. Ia să vedem. Uite, copilul sau poate voi evoluați, luați un examen, urcați la locul de muncă într-o altă poziție mai bună, primiți niște bani, vă intră niște bani care vă bucură, pe care aveți de gând să-i folosiți cu familia sau pentru copii, nepoți, chiar și pentru voi, să investiți în dezvoltarea voastră. Dezvoltarea voastră. Mai luăm o carte, că tot am lungit vacanță. Puteți primi o invitație, vedeți? O invitație sau respirați ușurați după ce v-ați antrenat foarte mult timp, ați studiat, acum aveți un examen aici de dat, sunt niște cursuri, o calificare sau spuneți gata, m-am odihnit destul. După această perioadă de liniște, pur și simplu de liniște, este timpul să fac ceva mai mult pentru mine și să mă întorc la treburi mai serioase și tot ce veți întreprinde voi aici în zona financiară vă întoarce un rezultat bun. Aveți parte de o victorie. 8 de spade. 8 acesta de spade este fix cum spuneam, da? O, cel de-al treilea ochi blocat, nu văd. Nu văd. V-am spus despre avatar și despre avi. Te văd. Un blocaj. Simțiți ceva că v-ați blocat. Aveți o stare care vă pasă. Să vedem cum o depășim. Păi n-am și o stare așa. Mă apuc să fac curățenie într-o cameră până ajung în cealaltă. Este ca și când nu am făcut. Și genul acesta de mici detalii vă pot nemulțumi aici. Pe alții dintre voi vă doare ceva și nu știți ce. Și vă supără acest lucru. Aveți o durere, nu știți de la ce vine. Poate fi la spate, vedeți? Asul de monede. Pentru niște bani, pentru o decizie pe care vreți să o luați, nu știți dacă este bună sau nu. În primul rând, dacă doriți să luați o decizie luată este mai bună decât o decizie care nu este luată niciodată. În cazul în care ceva nu iese conform planului, puteți repara. Uite, înaltul preot. Pare că ceea ce gândiți voi aici este de bun augur, este pentru binele vostru suprem. Pentru alții dintre voi așteptați o decizie oficială din partea cuiva. Aici poate fi o organizație guvernamentală, o instituție de stat de unde așteptați o decizie, chiar și de pensionare, un act, un document, o ștampilă, un aviz, ceva de genul acesta oficial care se poate întâmpla. Alții dintre voi sunteți așa cumva triști pentru că s-ar putea să nu vă vedeți viitorul cu partenerul de viață, voi să vreți să avansați în această relație de la casa 6-a la casa 7-a și să pară așa un fel de rutină din care nu înțelegem nimic cât de mult mai lungim relația așa. Unii dintre voi ați vrea căsătorie, s-ar putea să primiți o cerere.
asul de spade, s-ar putea să primiți o cerere. Pentru alții dintre voi sunt niște acte. Pentru alții dintre voi este un diagnostic acum care vă ajută. Sunt chiar și niște analize pe care le puteți face. Unele dintre ele s-ar putea să coste, celelalte s-ar putea, uite, să fie asigurate de guvern, de sistemul vostru medical, o asigurare medicală, pentru că puteți face toate aceste lucruri astfel încât să vă găsiți cauza durerii. Alții dintre voi, o discuție se întâmplă ceva care schimbă puțin regulile jocului, dar și viața, vă schimbă cumva viața. Uite, temperanța, vă liniștiți și vă împăcați cu cineva sau primiți acel răspuns pe care l-așteptați. Aveți aici o stare, sunteți în expectativă, vreți să aflați ceva, veți afla. Dinamită. Și aici avem bucurie, entuziasm, pasiune, acțiune, avem putere, energie să facem lucrurile să funcționeze, catalistul schimbării, se schimbă ceva, dar va fi neașteptat. Deci, neașteptat se întâmplă, poate avea legătură, uite, cu o relație de iubire, pentru că vorbim despre această casă a cincea, care este casa iubirii, este casa leului în astrologie, poate avea legătură cu ai voștri copii care primesc niște merite și au casă, semnează actele pentru case, se căsătoresc, auziți că se căsătoresc, poate fi vorba și despre o sarcină aici, să știți, iar pentru alții dintre voi poate veni ca o surpriză, o reușită. Este o surpriză care chiar schimbă tot, vă bucură ceva foarte mult aici. Talismanele. Uite, un răspuns, în sfârșit primiți un răspuns de la cineva foarte drag vouă sau de la relația voastră de iubire, unde voi ați avut grijă de cineva, unde până acum voi ați fost în acea postură de inegalitate, voi în serviciul celorlalți, primiți acum, da, merite, primiți o scuză sau se întâmplă o comunicare, intervine o schimbare în relația voastră, este aici o judecată. Aveți o alegere de făcut, atenție la ce gândiți, pentru că asta veți emite, exact cum spuneam, să nu fiți emoțional, să fiți foarte realiști pe sezonul vărsătorului. Uite uterul despre care vorbeam, este și un înger, dar arată și ca sigla de la Tesla, de la mașinile electrice. Aici vorbește despre cineva care nu are chimie. Despre o ceartă cu cineva care se aplanează. Uite, se echilibrează o situație, primiți o ștampilă, primiți o veste, puteți avansa. O veste. O veste care vă lovește pe unii dintre voi ca ciocanul lui Thor, acesta este Uranus, dar pe termen lung să știți că vă este mai bine așa, este ceva, uite, ca un cadou, vedeți? Ce astăzi pare trist și sombru, mâine va fi de poveste și de bază. Aici avem steaua. Este ceva ce trebuie să se întâmple pentru că voi opuneți undeva o rezistență, dar acel lucru va aduce soarele, va aduce o bucurie foarte mare pe termen lung. O diplomă, o calificare pentru unii dintre voi aici sau niște lucruri bune care vă încântă. Pot fi legate de o casă sau de o vacanță sau de familia voastră, să se schimbe ceva la voi în neam, să respirați ușurați. Aici este o veste bună la nivel de sănătate. Unii dintre voi scăpați doar cu o rețetă, alții dintre voi trebuie să țineți regim, iar alții dintre voi vă vindecați de o condiție medicală. O să mai iau 2-3 inițiale, avem K, C, D, X și E. O explicație, veți primi o explicație, cineva vă explică ceva, alții dintre voi veți avea acces la o bază de date, la un dosar, la o informație care vă ajută pe voi, acea surpriză vine pentru voi aici, chiar să vă ajute. Este timpul
Pentru alții dintre voi la cumpărături, atenție, nu risipiți banii zilele acestea. Un cec, puteți să primiți niște bani. Ex, pentru alții dintre voi, vedeți, fostul fosta, cineva din trecut, cineva ar vrea să discute cu voi, dacă ajunge să vorbiți cu cineva, să fie așa comic, să fie cu mult umor. Veți avea foarte mult de câștigat dacă vă amuzați sau este așa învăluită în umor conversația voastră. Și cam atât pentru moment. Vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, iubiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!